Salutare, dragilor, bine v-am regăsit la Hearts of Iron 4. La sugestia unora dintre voi m-am decis să fac un scurt clip cu privire la ce înseamnă țări marionete și tipurile de marionete pe care le putem avea și ce avantaje și dezavantaje au fiecare dintre ele. Drept urmare, am ales să folosim ca și exemplu pe România Millennium Dawn, România islamistă, care avem deja un declare war împotriva Albaniei, pe care o vom cuceri în câteva mișcări, doar ca să vă arăt toate opțiunile pe care le putem avea. Am cucerit-o, acum urmează să așteptăm câteva secunde ca să ajungem în tratatul de pace, iar apoi vă voi explica cele X opțiuni, ca să zicem așa, cu privire la Puppet. Ok, evident avem trei opțiuni pe partea de cucerire atunci când ajungem la tratatul de pace. Take all states, evident, are semnificația de a lua toate statele, de a lua integral Albania. Nu ne interesează acest mod, oricum, ca și explicație, take all states semnifică luarea de manpower, luarea de infrastructură, luarea de factories, luarea de resurse. Practic este ca și cum teritoriul acela este al nostru, cu excepția faptului că toată populația de acolo nu este considerată ca și core territory, ci este non-core. Deci populația de acolo nu o putem folosi decât ca și non-core. O să fac un mic exemplu, doar ca să arătăm acest lucru. Am alipit Albania, drept urmare am luat un boost aici de non-core. O să vă arăt imediat diferența prin faptul că acum avem non-core population de 15,7 milioane. Evident avem teritoriile respective și fabricile acestora. Dacă facem load înainte de momentul respectiv, aveam 15,7 milioane non-core population. De aici evident că luăm un mic boost și la populația overall available de recrutare. Acum reîncărcăm modul dinainte de a face cucerirea. În primul rând, aveam un 310.000 trupe și avem un 12,98 milioane, deci mai puțin decât aveam în momentul în care am cucerit Albania. Acum din nou vom lua Albania pentru a arăta cealaltă opțiune. Luasem aproape 20.000 de oameni și uite că de la 12,9, dacă nu mă înșel cât am zis, au vreo 2 milioane 700, peste 2 milioane 700 și ei. Ceea ce se relatează cu un procent aplicat de 0,043% la cele 2,7 milioane plus în 20.000 de oameni. Anyway, hai să vedem pacea și să verificăm celelalte opțiuni. Partea de cucerire e cea mai evidentă, toată lumea o folosește, este cea mai favorabilă, mai ales atunci când nu ai manpower și așa mai departe. E clar, mult mai în avantaj tot să faci acest lucru. Cea de-a doua opțiune, din nou, una dintre opțiunile care este de fapt printre cele mai valide dacă vrei să faci o facțiune, este cea de Change Government. O să vă arăt acum și avantajele, dezavantajele acestea. Ok, am instalat un guvern islamist care a făcut pace cu România până pe 21 octombrie 2001. Avantajul ar fi că guvernul islamist este la putere într-o proporție de 58%. Trebuie văzut acum dacă se poate menține sau nu acest guvern la putere. Dezavantaje, acum, având în vedere că noi ne aflam în război cu această țară, dezavantajul acum ar fi evident faptul că nu mai avem acel non-core population de 15x milioane. Avem 12,98 milioane non-core population available, deci mai puțin din nefericire. Acum, ce avantaj ar fi din faptul că am făcut-o islamistei? Ar fi avantajul că am putea să facem o facțiune cu aceasta, mai ales că i-am schimbat forma de guvernământ, sunt de aceeași formă de guvernământ. Dar minusurile ar fi faptul că are o opinie negativă față de România, deci noi, prin faptul că avem, i-am cucerit, le-a generat o opinie proastă despre România. Acest lucru se poate îmbunătăți. Nu este o tragedie. Base reluctance este ceva generic, default, pe care le are jocul. În momentul în care am declarat război între alte țări și am boostat un pic cu improved relationships, am putea să creăm o facțiune cu această țară care ar putea să fie benefică într-un anume fel în viitor. Anyway, suficient pe zona asta, care este mai mult orientată pe partea de cucerire sau de creare facțiuni și așa mai departe. Hai să exploatăm și celelalte moduri care le avem la dispoziție. O să vi le arăt acum.
Celelalte moduri ar fi. Ok, am reîncărcat salvarea. Cucerim din nou Macedonia rapid. Pac, am luat Macedonia. Hai să vedem acum pe partea de Puppet ce opțiune avem acolo în zona de Puppet și cum le putem fructifica în avantajul nostru. Bine, și pacea imediat. Și nu mai alegem de data aceasta nici Change Government, nici Take All States. Alegem Puppet. Entered. Și acum să vedem ce înseamnă că faptul că avem un Puppet aici. O să dăm un mic save doar ca să vă arăt că o să facem câteva ajustări. Eram pe Millennium Dawn, România Islamistă 2001, Puppet, Macedonia. Anyway. Deci, după cum se poate vedea, acum avem la Manage Subjects, avem un Islamic Albania care este Puppet. Acum, Puppet-ul este marioneta. Ceea ce poate face o marionetă sunt următoarele. Nu poate să facă, de fapt, începem cu ceea ce nu poate să facă, și anume că nu poate să declare război și nu poate să facă refuzare la chemarea război din partea țării care o conduce, din partea noastră, țării master. Apoi, Subject Manpower Requirement, plus 90%. Putem să construim construcții pe teritoriul acestea. Avem extra trade către noi, sunt obligat să ne ofere extra trade și ne dă încă un boost de minus 20% la trading. Technology Sharing Boost, Sharing Bonus, pe partea de ceea ce studiază ei tehnologii, au un bonus de 50% pentru tehnologiile care noi le studiem în avans. Și cam atât. Evident că cealaltă opțiune către care se merge în momentul în care vrem să transformăm o marionetă într-un teritoriu atașat este Integrated Puppet, marioneta integrată. Nu știu dacă merge sau nu. Practic este o formă de conducere, de asuprire asupra unui popor care este și mai dură decât cea de Puppet. Și anume, evident, nu poate să declare război și nu poate să refuze chemările de război. Toate unitățile pe care le produce această țară sunt alocate implicit țării, implicit României. Din punct de vedere non-core population, nu putem să folosim pentru un puppet populația. Eligible non-core population este 12,98 milioane, nu a primit niciun boost în zona de populație. Acum, pe partea de Integrated Puppet, ce mai avem aici? Putem să construim, evident, construcții acolo. Avem trade-ul, Civilian Industry to Overlord. Ne dau un boost de fabrici civile de pe teritoriul core. No, la fel, fabricile civil, militare sunt plus 75% pentru țara care o conduce. Acestea sunt două boosturi care nu le avem pentru puppet-ul normal. Ca să reușim să o facem Integrated Puppet, cred că toată lumea știe, sau dacă nu știe, vă explic acum. Tot ce trebuie să facem este să le dăm echipament, le obligăm să pape o grămadă de echipament care noi îl producem, iar acest lucru va reduce și mai mult autonomia pe lună în momentul în care o aducem în acel punct de 500, minus 500 autonomie față de starea curentă. Putem să o transformăm în Integrated Puppet, iar evident stadiul următor este anexată. Acum, pe partea dreaptă, mă întrebase cineva ce e cu colonia. Păi coloniile nu pot să declare război, dar au opțiunea de a nu pot nici să refuze chemarea război, la fel ca și Puppet-ul. Și ce alte boost-uri mai au ei? Extra trade overlord este 50% spre deosebire de extra trade normal, plus overlord este de 100%. Overlord trade cost minus 20%. Putem construi pe teritoriul acesta și avem un technology sharing bonus. Hai să activăm atunci transformarea, să-i dăm un 500 la autonomie Albaniei. Iar acum Albania tocmai a devenit din puppet colonie, i-am acordat practic un boost de autonomie și am transformat-o în colonie.
Care este pasul următor? Practic, dacă Puppet și Integrated Puppet sunt în direcția de a transformare, de anexare a teritoriului respectiv, colonia este una dintre formele de marionetă, să zicem, care duce către eliberarea statului. Deci colonia este o formă mai ușoară decât cea de marionetă și folosirea acesteia este cumva mai apropiată de cea de națiune liberă. Ultima formă care se poate folosi este aceea de Dominion. Și după cum se poate vedea, pentru un Dominion nu avem decât foarte puține limitări, și anume că nu poate să declare războaie și nu poate refuza chemările la război. În afară de asta, nu are decât două alte chestii, și anume extra trade overlord și overlord trade cost minus 20%. Asta este tot. După Dominion, după cum ziceam, dacă îi dăm acum Albaniei un boost de 500, mai trebuie să dăm unul, e nevoie de 1000 ca să trecem de la Puppet, de la colonie la Dominion. I-am dat acum un boost de 1000 de autonomie. O să dureze un pic până va deveni Dominion. Anyway, ne arată aici că este subiectul unei creștere în autonomie și anume va putea deveni Dominion. Și tocmai ales să devină Dominion. După cum ziceam, dacă o reușește să obțină aproximativ 1000 de puncte de autonomie, poate să se elibereze ca și nație. Acum, ce ar însemna acest lucru? Dacă s-ar elibera, în prezent nu este ceva negativ, întrucât avem o grămadă de puncte pozitiv din cauza că am fost, să zicem, masterul acesteia. Deci putem să facem acest experiment de a-i da acele 1000 de puncte de autonomie, să vedem dacă se eliberează, dacă mai rămâne sau nu friendly cu România. Oricum, pentru ea, ca să reușească să ajungă în acest punct, trebuie să ne doneze echipament în valoare de multe mii de echipamente, trebuie să ne transfere pe durata războaielor. Întrucât, să zicem, că ar ajunge la un dat colonie United States go to war, i-ar fi oricum foarte, foarte greu doar din request license production, din oferirea de echipament către țara părinte România, să se elibereze integral. Văd că nici acum refuză să se elibereze. Nu are 255 de political power, de aia nu s-a eliberat încă. Dar lucrează intens să facă acest lucru. Partea pozitivă în acest scenariu este faptul că sunt foarte friendly. Dacă ei s-ar elibera, am putea să facem teoretic o facțiune cu aceștia. Însă momentan am folosit un pic zona de cheat codes ca să le boostăm autonomia. Și evident le trebuie destul de mult aici, bă, că le mai trebuie încă vreo 240 de political power. Deci cam astea ar fi plusurile, minusurile cu privire la folosirea modurilor. Cum ziceam, puppet-ul este forma inițială, direcția stânga indică integrated puppet și apoi anexare, dreapta avem colonie și dominion, iar apoi free. Deci marioneta este cumva undeva în zona de mijloc, la fel ca și colonia. Colonia este mai în direcția de eliberare și dominionul la fel. Și cred că Canada, de exemplu, este una dintre țările care este dominion cu privire la... cel puțin nu pe Millennium Dawn, dar pe mod normal. Dacă urmă înșel și Australia. Posibil ca India, cred că să fie doar un colonie. Oricum durează foarte mult pentru oricare dintre aceste țări să reușească să ajungă în punctul ăla de de a se elibera și a deveni o națiune liberă. Ok, câteva explicații extra acum cu privire la requesting forces. După cum știți, asta este una dintre opțiunile prin care
se poate cere controlul asupra unor divizii. Din păcate, Macedonia nu are astfel de divizii. În momentul în care cere una dintre națiunile care sunt deja ocupate, îi cerem divizii, este obligată ca diviziile care ne alocă să fie prealocate României cu un procent de 70% din manpower-ul țării sursă și 30% din cele ale țării gazdă. Deci, practic, o parte din manpower-ul alocat trupelor respective vine din țara lor. Deci, request forces ăsta, deși eu nu personal nu-l prefer, este util în momentul în care ai o țară dominată, poți să-i faci request forces. Evident, poți să-i faci acel request license productions dacă cumva aceștia au o licență de care tu ai nevoie. Totodată, pentru țările care ar fi puppet, acel, ziceam anterior, cred că trecerea de la colonie la puppet, acest subject manpower requirement este undeva la 80%, iar pentru integrated puppet este undeva la 90%. În prezent văd că mai au mai au încă 295, au ales să facă altceva cu manpower-ul pe care l-au avut. Da, l-au folosit în mod total haotic. Bun, dragilor, deci cam acesta a fost tutorialul cu privire la opțiunile care le avem atunci când lucrăm cu un puppet. V-am arătat și opțiunile cu privire la încercarea de anexare, atunci când facem un change government, totodată atunci când avem un puppet, tipurile de puppet, după cum ziceam, puppetul normal, integrated puppet, următoarea opțiune urmând anexarea, pe partea dreaptă însă avem opțiunile de colonie, dominion, iar apoi stat liber. Diferențele fiind practic în faptul că dominionul este cel mai aproape de a se elibera complet și are cele mai puține dezavantaje și este cel mai puțin subjugat, dar la fel ca și celelalte țări este obligat să ofere trupe, țării să ofere licențe de producție și totodată să achiziționeze echipament de la țara gazdă dacă aceasta dorește să-l ofere. Bun, mersi pentru audiența, acesta a fost clipul, aștept sugestiile și comentariile voastre cu privire la acest lucru, dacă mai sunt sugestii, idei cu privire la alte scenarii, sunt bucuros să vă ajut. Mersi și bye bye!